Un severinean a fost prins în localitatea Recea în timp ce conducea un bolid cu 192 de kilometri la oră. Bărbatul în vârstă de 30 de ani nu avea drept de conducere având permisul suspendat. Mai mult decât atât, le-a prezentat polițiștilor date de identitate false. Ai dat date false? De ce te-au reținut? Șoferul a dat date de identitate false după ce a fost depistat în trafic de oamenii legii în timp ce conducea pe drumul național 56A, mai exact în localitatea Recea. Acesta conducea un bolid de lux cu viteză peste limita maximă admisă, dar și fără permis de conducere. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta avea de fapt permisul suspendat tot pentru viteză. În această seară, polițiștii orașului Vânjumare au depistat în trafic un tânăr de 30 de ani din municipiul Drobeta Turnul Severin, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Recea cu o viteză de 192 de km la oră. La solicitarea documentelor, conducătorul auto și-a atribuit identitatea unei alte persoane. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta are exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere și fals în declarații, tânărul de 30 de ani fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Tânărul a fost condus la sediul de poliție Vânjumare pentru audieri, unde și-a și recunoscut fapta.